La Brașov s-a desfășurat în perioada 2-6 mai un turneu de tenis de câmp pentru copii și juniori cu vârste de până la 16 ani. Meciurile de la Brașov Junior Tennis Championship s-au jucat la baza sportivă de tenis de lângă sala sporturilor și la Brașov Tennis Arena. Turneul este inclus în calendarul competițional al Federației Române de Tenis și s-a jucat la 13 categorii de concurs: masculin, feminin, simplu, dublu, 10, 12, 14 și 16 ani. CSD Dacia Mioveni 2012 a avut doi reprezentanți la competiție, Alexandru Istrate și Seciu Matei. Alexandru Istrate a avut o comportare pe măsură la categoria lui de vârstă, 10 ani, câștigând finala jucată de brașoveanul Stanca Robert. La aceeași competiție, Seciu Matei a ajuns până în faza semifinalelor. La turneu au fost prezenți 125 de participanți din București, Mioveni, Brașov, Sibiu, Iași, Petroșani, Craiova, Brăila, Târgoviște, Sinaia, Câmpina, Constanța, Timișoara, Oradea, Mediaș, Focșani, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Zărnești, Pitești, Ploiești, Făgăraș și Zalău.